Accidentul s-a produs în jurul orei 19 pe DN2 E85 între localitățile Focșani și Garoafa. 4 autoturisme s-au ciocnit după ce unul dintre șoferi nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din fața sa, iar în urma impactului, o altă mașină a intrat pe contrasens și a lovit un alt autovehicul. Imediat la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD și ambulanțe. 2 persoane rănite grav având nevoie de descarcerare. Una dintre victimele prinse între fiarele mașinii, o femeie de 25 de ani, a decedat ulterior la spital. Cealaltă femeie de 53 de ani, aflată în aceeași mașină cu tânăra, a fost rănită grav și transportată la spital. Alte 3 persoane, care au suferit răni ușoare, au primit îngrijiri medicale la fața locului. Traficul în zonă a fost blocat, circulația rutieră fiind reluată după aproape o oră.